Influencerii nu s-au înghesuit s să promoveze România. Adică, proiectul Ministerului Culturii, care prevedea promovarea României prin influenceri, n-a avut mare succes. Ministrul Daniel Cadariu a declarat în cadrul unei intervenții la un post de televiziune că nu s-a putut finaliza o achiziție publică pentru acest proiect, asta deși au fost trei încercări în acest sens. Iar asta pentru că niciun influencer nu a fost interesat de acest proiect. Statul român era gata să scoată la bătaie 200.000 de euro pentru acest proiect. Păi uite, n-au venit la...